Astăzi o să vă reamintesc vechile mele povești de la pârnaie, cu bombardier, cu lume bună, cu nu știu ce. O să revin, pentru că între timp, de când am plecat de pe primul canal, publicul meu s-a schimbat, e o lume nouă, au mai rămas câțiva vechi, au venit alții noi, o să mai vină și alții, deci astăzi o să vă vorbesc despre bombardier la pușcărie. Vă dați seama că acolo înăuntru cam vreo 83-85% sau poate și mai mult sunt amărășteni, mulți sunt necăutați. Adică nu mai au pe nimeni, ăștia sunt cei mai amărâți acolo. N-au bani, n-au cumpărături, trebuie să descurce și ei, să le pice o conservă de carne, o pungă de cafea, eu știu, câțiva biscuiți, o pungă de pufuleț, că așa, aici în viață, în viața liberă, să zicem așa, pare derizoriu o pungă de pufuleț. Dar la pârnaie o pungă de pufuleț e o schimbare de meniu, înțelegeți? Omul simte și el că mănâncă ceva cât de cât mai divers, înțelegeți? Nu toate lăturile de la ghiun. În schimb, e și partea cealaltă, bombardieri, nu? Sau interlopi, sau cum vreți să-i numiți. Ăștia, bineînțeles, că fac la pârnaie la dolce vita, știi, viața dulce, știi? Au banii, vin nevestele, vin rudele cu pachete, după aia poate să mai primească pachete pe numele la un de-ăsta, la un necăutat, de exemplu. Dacă vrea, poate să primească și pachetul lui normal la vizită și după aia poate să mai primească încă două, trei pachete de la pe numele la altcineva, știi? Sunt și chiar și prietenul meu, Crocodilul, a luat odată, s-a băgat cu un fost ministru și i-a cărat, cum să zice, sacoșa cu haleală, care i-a dus o nevastă sa la vizită și i-a dat un măr și un croissant și era să dea cu ele în cap, știi? Nimerise la un fost ministru calic, zgârcit, știi? Dar, în general, ăștia bombardierii primesc pachetul lor de la vizită și mai primește, se mai aranjează cu un amărât sau, în general, ei au în celură bombardierii și câțiva oameni care stau și capră și care le și gătește, le cară de sacoșele și așa mai departe. Că țin minte odată la Rahova veneau de la cumpărături cămătarii cu gărzile lor de corp cu aia doi care, unul a murit în Spania, l-a omorât poliția în Spania și unul litrașul de la Roșu de lângă București le căra gențile, știi? Ăsta era nepotul unui băiat care am stat eu cu el în Germania la răcoare câțiva ani, știi? Avea nevastă, tasul avea bani, dar ședea mai mult pe-n pușcării. Dar mă rog, soarta omului, cum îți așterne, așa te culci. Deci, camarazi, bombardieri ăștia sau interlopii, cum erau alte cămătaru, ăștia n-au treabă, acolo și ea fac ce vor, înțelegeți? Au și bani să-i dea 1.000-2.000 de euro comandantului de secție să-i bage dor oamenii lui pe cine vrea el. În general, nu se atinge nimeni de ei că știe cine sunt. Deci, ca să zic așa, cam cum e afară, așa e și la pârnie, tot ca vodă în lobodă. După aia, țin minte că am stat înainte să mă liberez lângă Roșca din clanul sportivilor. Era celula alăturată de mine. El era în camera aia, dar nu era șef de cameră, că bombardierii nu vor să iau riscurile, adică nu vor să iasă mai repede afară, nu să stea prea mult la pușcărie. Și atunci a băgase o săgeată ca șef de cameră, dar de fapt el conducea camera din umbră, să zicem așa. După aia, iarăși, celebru Bibiloi, tot din Bibi, din clanul sportivilor, și el l-am cunoscut la Rahova, tot așa, oamenii aveau bani, veneau nevestele, veneau familia la vizită, nu aveau probleme. Și băia din clanul Vancică la fel și clanul Duduianu, vă dați seama,
Oamenii aveau tot ce le trebuia, nu, absolut nici, mulți nici nu mânca de la ghiuma, știi? Că n-aveau ce să mănânce, mâncau de la magazin sau cumpărau de acolo și aveau oameni sau copii sau nepoți, cum era clanul Duduianu, care le gătea înăuntru, în celulă, știi? Deci așa era mișcarea. Bombardierii o duc, sau interlopii o duc întotdeauna mai bine la pârnaie. După aia celebru Ghenosu, Pârjol de la Târgoviște. Ăsta tot așa, am stat cu lângă el la Rahova, tot așa celula alăturată. Avea doi oameni care cosea pantofi, că dacă coseai la pantofi, era o firmă germană, aducea saci întregi de pantofi să coși la ei acolo. La 3 zile de muncă dătea o zi câștig, știi? Și Ghenosul își luase 2-3 oameni care munceau pentru el, știi? Le dătea cafea, țigări și mâncare, ce aveau ea nevoie, și ea coseau pentru el. Și normal că el făcea 700%, știi, normal, înțelegi că munceau ea pentru el, dar mă rog, să știa treaba, dar să închidea ochii la șmecherie asta. Bine, ăștia, Ghenosul, Cămătarul, clanul sportivilor, în general să aranjează, că sunt cunoscuți, au bani, poate să-l mânjească și pe șeful de secție. În cazul lui Roșca avea un gym pe undeva pe lângă Budapesta, pe acolo, în spate, pe la Unirii. Avea un gym unde venea lumea să se antreneze, dar veneau și de ăștia cu mascați după la Rahova, după la Jilava. Îți dai seama, dacă el îi cunoștea pe mascații de la Rahova și de la Jilava, ăia nu-i zicea niciodată dă-te mai încolo, că ăia s-a antrenat la gym-ul lui, știi? Și el oricum nu se băga în nimica, dar țin minte că am venit cu el într-o noapte de pe cursă dinspre Dej sau de la Colibaș și probabil că știa pe unde sunt dușmanii lui cazați în Rahova și a zis la gardian, vrei, bagă-mă și pe mine pe secția cu tare, că am dușmanii pe secția aia, la altă, nu știu ce ești. Dar în principiu era un fel de non-combat, știți, adică un acord așa tacit între interlopi. În pârnaie nu se încăierau, chiar dacă se, nici nu prea se înjurau, chiar dacă se întâlneau unul cu altul pe acolo, pe în curte, sau doi, trei dintr-un grup, doi din grupul dușman, era un fel de acord între ei să nu se bată în pârnaie, că își luau mandate, știi, că n-avea cum să o mai întoarcă acolo și își luau mandate și era urât când îți iei mandat în timpul altui mandat, mergi la cap de linie și să îți dă la greu acolo, știi? După aia era un fost jandarm, Rechinu, ăsta se băgase la ca instructor sportiv la sala de sport, de forță la Jilava. Deci era celebru Metin, erau clanul Caran, știi, am stat cu ei și la Rahova și la Jilava. Oamenii aveau tot ce le trebuia, își pusese saci în căruță, din păcate nu știu să pună punctul să se oprească, știi, oamenii dacă au apucat să facă una și au văzut că vine banii, nu o să mai opresc. E și asta o chestie în viață, trebuie să pui uneori punct și să termini, știi, dacă nu, mulți dintre ei, și Carani, și Ghenosul, și ăștia, Cămătarul, și clanul sportivilor, mulți dintre ei au băgat angrei de pârnaie, chiar dacă i-au băgat în bucăți, dar s-adună, știi, odată 3 ani, odată 5 ani, odată 7 ani, până la urmă când tragi linia și faci socoteala, vezi că ai stat cam 20-25 de ani în viață până pârnaie și nu e contraproductiv ca banii să stea afară și tu la pârnaie, că degeaba ai bani mulți dacă tu stai la pârnaie. Deci camarazi, v-am făcut o mică frescă cum e la pârnaie. Bombardiere au întotdeauna viața mai ușoară, în primul rând că nu le suflă nimeni în ciorbă, după aia oamenii au bani și când ai bani e mai ușor, nu e fericire, dar e mai ușor.
Deci, camarad, sper că v-a plăcut. O să vă fac mai multe clipuri despre pârnăi, despre bătăi la pârnaie, cum se trăiește, cum se descurcă fiecare. Sper că v-a plăcut. Rămânem precum catarii umăr la umăr pe drumul vieții mai departe. Pa, camarazi!